Ora exactă. A fost ora 6. Bună dimineața, stimați ascultători. Vă invităm să urmăriți radioprogramul dimineții, cu care deschidem emisiunile programului 1 de azi vineri, 22 decembrie 1989. Mai întâi, informațiile politice. Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, ieri a avut loc ședința Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. La propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul Politic Executiv a hotărât majorarea, începând cu data de 1 ianuarie 1990, a retribuției minime de la 2.000 la 2.200 de lei, de care vor beneficia peste 1.500.000 de oameni ai muncii. De asemenea, s-a hotărât ca de la 1 ianuarie alocațiile lunare pentru copii să fie majorate cu 30 până la 50 de lei în raport cu numărul de copii și retribuția oamenilor muncii. De această majorare vor beneficia circa 4.400.000 de copii ai patriei noastre. Se vor introduce de asemenea indemnizații de naștere de 1.000 de lei pentru toate femeile cu începere de la primul copil, iar în continuare pentru femeile care nasc 2 sau mai mulți copii, indemnizațiile la naștere vor fi de 2.000 de lei pentru fiecare copil. Comitetul Politic Executiv a hotărât majorarea pensiilor minime de la 800 la 900 de lei. Totodată s-a hotărât ca pensia de urmași să fie majorată cu 100 de lei, iar ajutorul social să crească de la circa 500 de lei la 800 de lei. Comitetul Politic Executiv a apreciat că aceste măsuri, care creează condiții tot mai bune de muncă și viață pentru toți cetățenii patriei, constituie o nouă și profundă greitoare expresie a grijii și preocupării partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru ca pe măsura dezvoltării economiei să se asigure ridicarea continuă, în spiritul hotărârilor celui de-al 14-lea Congres, a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. Sub semnul înaltei răspunderi pentru prezentul și viitorul socialist al patriei, ieri la amiază a avut loc în piața Palatului Republicii o mare adunare populară, la care au luat parte zeci de mii de oameni ai muncii din capital. Marea adunare din piața Palatului Republicii, transmisă direct la radio și televiziune, a fost organizată din inițiativa colectivelor de muncă din întreprinderile și instituțiile bucureștene. În încheierea adunării populare a luat cuvântul tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Pe tot cuprinsul țării au continuat să se desfășoare adunări ale unor mari colective muncitorești, care au dat expresie unității puternice a întregii națiuni în jurul partidului al secretarului său general, hotărârii de a continua neabătut politica de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Oamenii muncii din unități industriale și agricole, de cercetare și învățământ, au dat glas acordului cu pozițiile și aprecierile exprimate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvântarea rostită la posturile de radio și televiziune, precum și la adunarea populară desfășurată ieri în capital. În cadrul acestor adunări s-a dat glas hotărârii neabătute a tuturor cetățenilor patriei noastre de a acționa în strânsă unitate, cu abnegație și dăruire muncitorească, în vederea realizării sarcinilor pe acest an și pe întregul cincinal, a prevederilor programelor adoptate de Congresul al 14-lea, exprimând convingerea că aceasta reprezintă cel mai bun răspuns dat oricăror încercări ale cercurilor ostile socialismului de a destabiliza situația din țara noastră, de a opri dezvoltarea socialistă a patriei, de a atenta la independența și integritatea teritorială a României. De peste hotare. Un schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și președintele Republicii Turcia, Turgut Özal, a avut loc cu prilejul primirii de către șeful statului turc a tovarășului Gheorghe Oprea, prin viceprim-ministru al guvernului, președintele Părții Române, în Comisia Mixtă Guvernamentală de Cooperare Economică dintre Republica Socialistă România și Republica Turcia. Intervenția militară a Statelor Unite în Panama continuă, înregistrându-se numeroși morți și răniți. În condițiile rezistenței și hotărârii poporului panamez de a apăra independența și suveranitatea țării, purtătorul de cuvânt al Casei Albe a anunțat cu aroganță și cinism că Statele Unite oferă $1.000.000 pentru prinderea generalului Manuel Antonio Noriega și a precizat totodată că se va acorda o recompensă de $150 pentru fiecare luptător panamez ce va fi eliminat. Întrunit într-o sesiune de urgență la New York, Biroul de Coordonare al Mișcării de Nealiniere a condamnat intervenția Statelor Unite în Panama. Același lucru a fost făcut și de Uniunea Sovietică, Republica Populară Chineză, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Brazilia, Peru, Mexic, Iran și de alte numeroase țări. La Cairo s-au încheiat lucrările conferinței internaționale a organizațiilor neguvernamentale din statele arabe în problemele Orientului Mijlociu.
Participanții la reuniune, reprezentanții unor organizații din 12 țări arabe, au exprimat solidaritatea cu lupta poporului palestinian și s-au pronunțat pentru reglementarea pe cale politică a situației interne din Liban. Adunarea constituantă din Namibia a ajuns la un acord de principiu asupra conținutului primei constituții a țării. Constituția ar putea fi definitivată până la sfârșitul lunii viitoare și este posibil ca țara să devină independentă până în februarie sau martie 1990. La Panmunjom a avut loc cea de-a cincea rundă a negocierilor preliminare în vederea organizării unor convorbiri politico-militare la nivel înalt nord-sud, dar nu s-a ajuns încă la un acord în ce privește ordinea de zi. Următoarea rundă a negocierilor va avea loc la 31 ianuarie anul viitor. Cu aceste informații am deschis radioprogramul dimineții de astăzi, la ora 7, primul radiojurnal al zilei. Acum este ora 6 și 6 minute. Milioane de cetățeni ai României socialiste. În aceste momente, când cercurile imperialiste, reacționare, atentează la independența și suveranitatea țării noastre, cel mai bun răspuns ce poate fi dat încercărilor acestor cercuri este munca noastră unită, plină de abnegație și devotament, munca tuturor fiilor acestui pământ, fără deosebire de naționalitate, pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planurilor și programelor de dezvoltare multilaterală a României socialiste. Fapte de muncă închinate înfloririi patriei, bunăstării poporului. Răspuns ferm la chemările mobilizatoare, la îndemnurile adresate clasei noastre muncitoare de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Colectivele muncitorești din 40 de unități economice din județul Dolj au îndeplinit sarcinile de plan pe acest an. Întreprinderea minieră Seciuri Ruget Buzdughin din județul Gorj s-a alăturat unităților similare de la Pinoasa și Lupoaia, ale căror colective au raportat îndeplinirea mai devreme a planului revenit în acest an la producția fizică, precum și la alți indicatori economici de bază. Colectivul muncitoresc al întreprinderii textile Bucegi din Pucioasa, județul Dâmbovița, raportează îndeplinirea cu o depășire de fapt de 15% a planului la export pe întregul an 1900. Aici postul de radio București, România. Stimați ascultători, la ferestrele casei radio continuă să șuie regloanțele. Cetățenii capitalei sunt însă la datorie. Le mulțumim acestor compatrioți. Au fost blocate, așa cum am cerut, capetele străzilor de acces spre casa radio. Sunt necesare însă măsuri pentru a asigura iluminatul lor în zonele în care sunt masați acești apărători ai postului nostru de radio, pentru a se putea eventual executa foc de apărare fără a primejdi viața cuiva. Rugăm insistent pe cei care se află acum în imediata apropiere a instituției să se îndepărteze la capetele străzilor așa cum le-am cerut pentru a ne putea apăra cu foc de armă. Pentru ca forțele noastre armate să poată să dea riposta cuvenită bandelor de teroriști. Iată, mai avem o informație care nu a putut fi verificată încă în întregime, dar vă rugăm pe dumneavoastră cei care vă aflați în zona centralei telefonice Rahova, verificați ce se întâmplă acolo. Avem informații că în zona respectivă se trage în continuare din centrala telefonică Rahova. Vă rugăm să ne spuneți care este adevărul. Telefonați-le la numărul de telefon 144535. Repet, 144535. Cetățenii ai României, vă rugăm, păstrați-vă calmul și rațiunea. Fiți liniștiți. Lăsați violența. Fiți pașnici și calmi. Români, fraților, mă adresez dumneavoastră, armatei, Ministerului de Interne. Fiți pașnici, fiți calmi. Poporul român a fost curajos dintotdeauna. Lași au fost doar o mână de oameni care au slujit această dictatură odioasă. Violenței din trecut trebuie să-i răspundem acum cu calm. Numai astfel vom putea reintra în rândul celorlalte state civilizate. Fiți pașnici și calmi. Vă iubesc. Fiți cu noi. Ca să preia frânele, să fie comandă la...